Doamnelor și domnilor, în primul rând vă spun bine ați venit la această sărbătoare care în ultimii ani pentru orașul nostru a devenit o tradiție. Și vă mărturisesc că în fiecare an parcă mai mari emoții și mă rog, ca și un gând personal, m-aș bucura să îi văd sănătoși și pe părinții mei peste 2 ani, pentru că și ei vor împlini această vârstă. Mă bucur din suflet că suntem astăzi aici. Le mulțumesc colegilor mei din primărie care ne-au ajutat la desfășurarea evenimentelor de astăzi. Așa cum v-am spus, astăzi m-am gândit să ne întâlnim aici, într-un loc, zic eu, drăguț, într-un loc liniștit, să ne bucurăm împreună câteva momente și dumneavoastră, între dumneavoastră, să vă amintiți, pentru că aceste cupluri care sunteți astăzi aici, sunteți cuplurile care în 1965 a spus în fața soțului sau iubitului sau iubitei, a spus da. Și iată că Dumnezeu v-a ajutat ca acești 50 de ani să-i petreceți împreună unul lângă altul sănătoși. Un lucru care spun eu că este extraordinar și este un lucru pentru care cred că fiecare dintre dumneavoastră îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru că fiecare dintre dumneavoastră ați lăsat câte o cărămidă mai mică sau la mai mare la dezvoltarea acestui oraș. Nu cred că există o familie de aici și sunt convins că toate familiile care stau în orașul nostru au făcut câte ceva, unii mai mult, unii mai puțin, depinde și de poziția pe care fiecare am avut-o în societate. În același timp ați crescut copii, aveți nepoți, majoritatea dintre dumneavoastră de care sunteți mândri și cu siguranță în multe momente au fost oameni cu care orașul nostru s-a mândrit. Și asta este cel mai important. Am considerat în urmă cu câțiva ani, deși scria în ziar că este a 11-a ediție, vă mărturisesc că nu bag mâna în foc, este a 11-a ediție, dar am considerat, cred că de prin 2006, dacă bine ne amintesc, deci a 9-a ediție sigurii sau poate a 10-a, că este momentul să ne aplecăm cu mult respect și cu multă recunoștință în fața fiecarei familii care a reușit să fie unul lângă altul timp de 50 de ani. Un timp lung sau scurt? Putem să-i spunem și lung și scurt. Este lung pentru că nu este tot, nu este la îndemâna oricui să își treacă prin filtru momente de 50 de ani pe care le-a petrecut alături de soț sau soție. Este scurt pentru că fiecare dintre dumneavoastră știți că, din păcate, anii fug pur și simplu și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, dacă vă gândiți, aveți momentul în care v-ați căsătorit foarte proaspăt în minte. Și avându-l foarte proaspăt în minte, înseamnă că timpul se scurge foarte repede. Eu încă o dată vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați reușit. Sigur că în fiecare cuplu există momente plăcute, momente neplăcute, dar cred că un echilibru care este într-o familie face ca acești 50 de ani să existe. Pentru că într-o familie în care agitația este foarte mare, este imposibil să reușești 50 de ani. Și tocmai pentru aceasta dați-mi voie să mă înclin cu mult respect în fața dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru toți acești ani, pentru tot ce ați făcut dumneavoastră pentru acest oraș, pentru familia dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră. Așa cum facem în fiecare an, o să procedăm în prima fază și în faza a doua, în care sigur vom sta la un pahar de vin și la o masă pe care o facem împreună. O să procedăm în prima fază la înmânarea diplomelor, a plachetelor de 50 de ani, a unei sticle de șampanie, pentru că Șimleul este orașul în care s-a făcut și se face încă șampanie. Se acordă diplomă de recunoștință familiei Merca și Ioan și Maria pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea șimleoană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. 31 martie 2015.
stați cu... Și Domnul Merc, așa e și un băiat la care eu țin foarte mult, că mi-au fost și colegi. Colegi, da. Mulțumim. Și placheta cu cei 50 de ani. Vai, ce frumos. Diploma de recunoștință familiei Galbo, Vizoltan și Cotorin pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleoană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă înnobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Diploma de recunoștință nu sunt nici în ordine alfabetică, nici pur și simplu sunt așa cum sunt trecute pe tabel. Diploma de recunoștință familiei Bont, Alexandru și Maria pentru marele și respectabil merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleoană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă înnobilează cu titlul de cetățeni de bază ai urbei. De ce mi se pare că n-am văzut familia Buldu? Diploma de recunoștință familiei Pașca, Iosif și Paraschiva pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleoană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Diploma de recunoștință familiei Mocan, Florian și Maria pentru marele și respectabil merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleoană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Diploma de recunoștință familiei Molnar, Gheorghe și Maria pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleoană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Aceeași diplomă de recunoștință familiei Curecheriu, Mihai și Iuliana pentru mare și respectabil merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleoană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de bază ai urbei. Familia Varga, nu cred că este, n-am văzut.
aceeași diplomă de recunoștință familiei Torge Ioan și Doina pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea și Meoana vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Aceeași diplomă de recunoștință familiei Bede, Iosef și Eva pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea și Meoana vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă înnobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Aceeași diplomă de recunoștință familiei Chirei, Otilo și Morghit pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea și Meoana vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și înnobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Diploma de recunoștință familiei Pădurani Iosif și Maria pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea și Meoana vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Pentru că vorbeam înainte despre copii, despre nepoți, văd aici o diplomă și cred că nu greșesc, că sunt bunicii unui dintre cei mai buni fotbaliști români, nu? Familia Gârs, Teodor și Eleonora. Sunteți bunicii lui domnul Antal. Diploma de recunoștință familiei Gârs, Teodor și Eleonora pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea și Meoana vă cinstește, onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. De recunoștință familiei Coșarcă, Paul și Magdalena pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea și Meoana vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Aceeași diplomă de recunoștință familiei Bălănean, Vasile și Maria pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea și Meoana vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și nobilează cu titlul de cetățeni de vază ai urbei. Mulțumesc.
Diploma de recunoștință familiei Iojo, Ișvan și Irma pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleone vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de bază ai Iurbei. Diploma de recunoștință familiei Farna și Ișvan și Maria pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Comunitatea Șimleone vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de bază ai Iurbei. Să-l domnesc! Mai trec și de la ceva.